Da, mă, Maximilian, și tot zicea ăla că, bă, nu mai dau a mine, că încurge sânge prea mult, că mă omori, că nu știu ce, dar eu tot dădeam, înțelegi, tot îi dădeam. Da, mă, așa, mă. A plus B totul la pătrat. A la pătrat plus 2 AB plus B pătrat. Ha, distracție plăcut. Scuze, salut, Moxule. Ipotenuza la pătrat egal cu suma catetelor la pătrat. Pitagora, old school, old school. Hai că mă duc să derivez și eu niște olimpici. Hai, distracție plăcută. Mersi mult, Moxule, vorbim. Să rămână domnișoară. Hai să dăm una mai ușoară, așa, nu, Maximilian? Ia, spuneți-mi, vă rog frumos, dacă știți. Radical din 4. Simplu. Așa. 6. Aproape. Aproape. Haideți, domnișoare, distracție plăcută. Era 2, să știți. Stai, bă, bă, puțin, bă, bă. Nu te duci, prieten. Prietena mea. Poftim? E prietena mea, vreau să... Păi și dacă e prietena ta, ce mă interesează? Păi știi că e seara de matematică? Nu. Bă, băiete, trebuie să răspunzi la o întrebare, mă, știi? Ok, da. Ia zi și mie care e teorema lui Lagrange. Bă, mă, stai, mă, ușor. Bă, lasă-mă, Maxim, bă. Fie un interval H și o funcție definită f de H cu valori reale, două puncte A, B aparținând intervalului H, astfel încât A mai mic decât B. Dacă se îndeplinesc condițiile ca f de H să fie derivabilă și continuă pe intervalul AB, atunci putem spune că există cu siguranță un punct C aparținând intervalului AB, astfel încât f de B minus f de A supra B minus A este egal cu f de C. Cât, mă? F de B minus egal F de A egal cu F de F de, F de B minus F de A supra B minus A e egal cu F de C. F de C? Da. Ce zici, Maximil? F prim de C, mă, marș de aici, marș de aici, că-ți rup capul în tine, mă. Păi ce facem aici, mă? Uite la toaies, băie.